Bună ziua, dragă audiență! Iată-ne la o nouă zi de filmare cu ghidul nostru de turism din Bulgaria, cu Mariana. Bună, Mariana! Bună ziua tuturor! Ia spune-ne, ce facem noi azi, așa, ca idee, sau măcar unde suntem și vedem după aia cum continuăm? Deci, astăzi ne aflăm în orașul Biala, un oraș în ultimii ani foarte bine dezvoltat, un oraș foarte mult căutat de către turiștii noștri și din România, nu numai din celelalte țări, din cauza că are o plajă foarte interesantă, frumoasă, plăcută, poalele stâncii, se poate spune poale stâncii? Sau da. Jos. Dar astăzi nu mergem pe plajă. Care e destul de aproape, am văzut-o în drum. Care este foarte aproape. Da. O să vedem o parte din plajă de sus, din Stânca. Orașul Biala este amplasat, să zicem așa, cum ar fi, pe scări. Ok. Pe terase. Noi ne aflăm în terasa de mijloc al orașului și o să vizităm un loc foarte interesant. Aceasta este cetatea antică, care are numele Sfântul Atanasie. Așa se presupune că a fost și numele capului pe care este amplasată cetatea. Uitați, aici se vede foarte bine Sfântul Atanasie. Cetatea este descoperită. Deci cetatea se află chiar aici. Cetatea se află exact, chiar aici. De fapt, tot orașul acest pescăresc a fost până aici, până aceste păduri. Și noi probabil că suntem undeva pe aici. Și noi suntem acum, în clipa aceasta, undeva pe aici deja. Okay. Undeva în și partea asta e plaja. În partea aceasta este plaja, partea aceasta este portul și o mică parte din plajă. Dacă veniți în Biala sau treceți pe lângă Biala, intrați, ajungeți până la port, vizitați înainte de port această cetate, o să rămâneți plăcut surprinși și pe urmă mergeți să mâncați pește proaspăt în restaurant și de ce nu să faceți o plimbare cu barcă. Plimbarea cu barca costa 10 lei, va? Pe o persoană, o oră. Barca, corabie mică. Okay. Nu barca cu vâzde. Care, okay. Deci nu dai la vâzde? Da. Ok, mergi cu... Da. Cetatea este descoperită de către frații Scorpil, frații cehi, despre care deja am vorbit într-unul din episoadele precedente. Mi se pare că în Alagea Mănăstir chiar am arătat acolo și fondarea acestei uniuni de arheologi din Bulgaria. Datorită lor, în Bulgaria avem foarte multe obiective turistice, obiective arheologice, pe urmă care devin turistice, descoperite din acestea doi frați, care au observat că în zona acestui cap deja pământul arată un pic mai altfel, au început săpăturile, dar în afară de asta, în 1892, deci este și scris în engleză, care, pentru cei care nu știu limba bulgară, frații se bazează pe scrisuri din anumită informație specialistă că aici a fost un oraș, o cetate. Este din perioada târzie anticii. Aici pe tablou, să știți data viitoare când mă întâlniți, să mă întrebați, doamna, folosiți foarte des schemele? Da, le folosesc, e mult mai ușor. La fel ca profesoarele, și n-am nicio legătură cu ele. De fapt, pe schemă, asta era o mică abatere. Ok, da. Pe schemă este desenat templul care este din perioada secolului al V-lea al I înainte lui Hristos și lăcașul de cult, da?
lăcașul de cult al lui Heracl, Iracli. Și cultura care a fost găsită aici. Deci după artefactele care sunt găsite pe teritoriul cetății și orașului, se fac foarte multe concluzii. Știți, arheologii de asta învață. Celălalt artefact găsit aici este o placă memorativă, așa se spunea? Comemorativă, a lui Tiberiu Constantin și se leagă cu fapte din istorică, împăratul a fost în vizită sau se aștepta să vină în vizită în cetate. Acum ne îndreptăm spre cetate să vă previn și pe amândoi că acum merg, continuă să se fac vara, mai ales se descoperiri, se sapă, se mai caută, așa că s-ar putea în unele locuri să ne deplasăm mai așa. Mai greu. Mai cu grijă. S-ar putea, mai greu. Cu grijă, da. Vedem, da. Aceasta este intrarea, la intrare în afară de bilet, care este... Niesme! Da, la intrare în afară de bilet, puteți să vă să luați câte ceva, e un magazin mic de suveniruri, da. Iar magnet. Un pic mai sus este locul de parcare, unde puteți să luați și o gustare sau să... Parcare gratis. Luați, da, apa. Mie parcare îmi plac este... parcările gratis. Da, mie nu. Da, mie. Și în multe locuri pe unde am fost, cel puțin în astea două zile, am avut parcare gratis, ceea ce pe mine mă bucură. Da. Păi, unele din primăriile au decis așa, mai bine să intră 100 de turiști și să achită intrare la muzeu și să cumpere 100 de magneți, decât să iei bani pentru o mașină. Deci calculul e foarte prost. Nu mai trebuie cineva să decide că trebuie să se poate întâmpla așa. Cred că într-un singur loc am plătit parcare. Bun. De fapt, trebuie să spunem că, într-adevăr, locurile de parcare, mai ales pe litoral în Bulgaria, sunt limitate. Este o mare problemă. Lăsând gluma de o parte, e o problemă foarte mare care, din păcate, nimeni nu știe cum poate fi rezolvată în clipa în care toate terenurile sunt particulare și nimeni nu vrea să facă parcare, toți vor hoteluri și baruri. Da, asta este ideea. Încet cât încet ne apropiem de... Să te întorci un pic, din să arătăm și dincolo. Zonele, din primele zone din cetate. Ok, deci vedem, avem un pod mic aici, pod care este pe... De fapt, podul este pus deasupra acestor săpături și deasupra acestor ruine care... continuă să se lucreze, voi singur vedeți, uitați aici, asta este canalizarea. Aici în partea dreapta. Stânga. Da, în partea dreapta, mă iertați. Celălalt lucru care explicăm turiștilor, că de fapt stați un pic, cum, e o casă aici, vedeți? E o casă. Da, e o casă și... Uite, întoarce-te un pic să arătăm casa. Și e un bloc, de fapt. Deci un bloc. Din cauza că blocul există aici și este construit pe, să zicem așa, pe fost bloc. Mm-hmm. Niște lucruri interesante în Bulgaria n-au avut cum să-l demoleze sau să... din cauza că orașul, de fapt, continuă. Noi suntem numai într-o parte al acestui orășel mic. Da. Astea sunt terenuri private
și acolo unde poate statul să-i cumpere, să-i despăgubească, da, mi se pare că acest era. Da. Cuvântul asta se întâmplă, dar cum este cazul cu acest bloc, nu se poate și din păcate asta limitează descoperirea. Deci blocul înseamnă că a fost făcut înainte să se descopere... Blocul acesta, uitați, se vede, blocul acesta, partea care acum e așa decorată, da, a fost clădire mai așa, mai nu contemporană. Și după ce s-a văzut că nu o să-l dărâme, că nu acum n-au dreptul să-l dărâme, fiindcă deja a fost aici construit, l-au mai făcut mai frumos, mai contemporan. Și e foarte interesant, presupun, dacă mai ales dacă ai un suflet mai sensibil, cum stai pe deasupra acestor ruine și mai ales știind că în aceste locuri care sunt aici, în fața noastră, respectiv, așa, continuă în această zonă, cu vasele aceste foarte mari, în care se ținea grâu, da, cereale, da, în care se țineau cereale, cum stai liniștit știind că în continuare în aceste, să zicem, zone de depozitare, mai sunt încă locuințe. Da. Mie personal mi-ar fi așa un pic jenant gândindu-mă că de fapt eu stau pe deasupra un oraș care a dispărut la un moment dat. Dar fiecare cu problemele lui. În partea aceasta cetății se văd alte ruine din diferite clădiri. Aveau zona centrală, parc central, strada principală. E asta pe care mergem? Păi, da. Acum o să mergem și pe piața principală în fața la bazilică, în fața bazilicii. Aici, în aceste poze, sunt arătate că se poată și da. vizitorul, cum se spune asta care se uite, vizionarul vostru? Audiență. Mă rog. Audiență. Audiență. Sunt arătate mai așa pozele de sus, baia orașului, unde se întâmplau toate lucrurile interesante. Piscina în care era prevăzută pentru strugurile, că să faci vin cum îl măcinau. Deci stai puțin, în piscina respectivă... E piscina special pentru... Se spune doar piscina. Pentru asta. Da, a, doar okay. Pentru... Da, nu se scăldau în vin. Gata. Adică nu se știe, s-ar putea. Da, ok. Și aceasta este acolo unde pui oalele să se copt. Cuptor. Cuptor, nu? Da. Acesta este cuptor din lut, ceea okay. Că am vorbit. Și îl găsim, îl vedem pe aici, toate astea le vedem pe aici. Mai devreme. Dar toate sunt amplasate așa în toată zona. Eu nu degeaba arăt acolo, că să facem o legătură cât de dezvoltată a început să devină orașul. Deci dacă s-a ajuns la o presă de vin în aceste dimensiuni, ne uităm în dreapta, aici era zona producerea vinului. Bineînțeles, asta e un instrument contemporan, nu este din antichitate, dar e pus special că se poate să ne arată sub forma care cum apăsau strugurile. Deci, după ce îl macina cu picioarele în piscina respectivă, okay. După ce îl aduceau aici și îl presau. Asta se numește presa cu un
Oh, lost. Nu e băț, ci este cuoramura, presă cuoramura se okay. numește. Cum? Rășin. Prăjina? Da, da, se poate. Prăjina este cuvânt slav. Aici, în pământ, vedem cum se erau băgate în pământ vasele. Deci, se puneau în pământ ca să aibă mai îndrulungat, mai lung timp. Era rece. Da, era rece se conserva, și se conserva prin această, depozitare, prin acest fel de depozitare. Pictura arată în spate vița de vie. Regiunea din Biala este cunoscută cu vițele de vie și cu vinul care se produce aici. Și pentru toți care vin în Biala, pot să le, așa, să le spun, ieșind din Biala în direcția spre Varna sau intrând în Biala din Varna, dar ieșind în direcție spre Varna, în partea dreaptă, este o cramă, un din cei mai mari producători de vin din Biala. Calitatea și preț superb. Nu o să regretați. Okay. Noi continuăm să ne plimbăm prin deja începe să auzim zona marea. Cetății. Da, auzim marea. Aveți în vedere că o parte din capul s-a prăbușit. Aha, ok. Cam cât? Nu pot să vă spun exact, fiindcă nicăieri nu scrie. Okay. Scrie, este scris numai că o parte din ele. Din zona care era zona cetății antice, ne-am oprit aici ca să vedem alta perioadă. Asta perioada este din creștinismul timpuriu. Și în această perioadă de creștinism timpuriu începe cu botezarea lumii așa în mulțime, cum se zice. Nu un botez, doi botezi. Unul, doi, mulți. Trei, mai mulți, mai mulți deodată. Pentru asta trebuia să aibă, bineînțeles, și bazilica în care să se întâmple. Acesta este nu proiect, ci schema cum ar fi arătat acest complex de bazilică. Și aici, în zona, plus baptiserie. Baptiserie e locul unde te... Unde se fac botezatul. Unde te botează, baptiserie. Deci, baptiserie. Da, deci baptiserie, de la baptiști, bine, da. Locul este o piscină mică în care se botezau. Așa a fost. Pe urma, la creștinism, mai târziu vine momentul cu asta ce aveți și voi în biserică, ce este și la noi în biserică, un vas. În general este de argint, trebuie să fie de argint, că apa sfântă stă numai în argint. Se mai și sfințește prin asta, încă o dată, este și mai curată. Atunci vin în vasele mai înalte, cu un picior, știți cum e. Dar aici încă sunt piscinele. Aici vreau să vă arăt unul din vasele foarte interesante și atractive, să zicem așa. Acesta se numește Pitos, cuvântul este grecesc și are o inscripție. Inscripția este în limba greacă și înseamnă Doamne, și este o cerere către Dumnezeu, Doamne ajută. Doamne ajută, se consideră că Pitosul este datat din secolul al VI-lea și a fost unui proprietar care a vrut că vinul lui să devină cât se poate mai bun și de-aia are rugăminte către Dumnezeu cu Doamne ajută.
Acum, dacă ne întoarcem, așa, o să vedem din nou o scenă desenată, foarte interesantă. Interesantă pentru noi din cauza că prin această pictură, cum și prin cea precedentă, se ved obiceiurile și felul de a trăi și felul de a se îmbrăca. Unul din lucrurile, din păcate, care la noi ajung mult mai târziu sau nu prea corecte ca informație, la noi am în vedere oamenii contemporani, nu numai ghizii și toți, este faptul că rămășițe de îmbrăcăminte nu se găsesc. Sau că n-au cum, da. Și, de fapt, numai din asta ce a rămas din scris, ce a rămas scris, se poate reconstrui felul de a se îmbrăca. Cu obiceiurile, mai ușor pot să spun, să descurcă arheologii și istoricii din cauza că artefactele, spre exemplu, cum suntem acum în Basilica Mare, uitați, este altarul reconstruit, masa de masa care este înăuntru un altar, care se pun toate, în bulgară se spune utvar, nu știu cum e în limba română, toate cele necesare ca să fie slujba. O vedeți pe asta masă, această masă? Ea este copie adevăratei mase. Au decis că mai bine să o pună în muzeu decât să țină masă autentică aici pe loc, din cauza că, cum am spus, o parte din capula s-a dărâmat. A căzut, da. S-a dărâmat. Noi aici practic suntem exact în capăt. Da, noi chiar o să avem posibilitatea acum să vedem marea. Uite, Nina, dacă te întorci cu camera, se poate vedea marea care e chiar aici. Se și aude. Un artefact foarte foarte valoros este un inel de aur. Inel de aur găsit aici cu ștampila a lui unul din canii bulgari, can cubrat. Și aici, cum ziceai, în partea dreaptă este plajă, dar mai undeva și în partea cealaltă. Iar portul este în partea cealaltă. Adică că exact în spatele nostru e portul. Că să ajungeți pe plaja aceasta, în îndepărtare este un acoperiș, asta este un restaurant și un hotel, aleea, faleză, și se ieșe pe plaja orașului Biala. În zona aceasta nu este mare, e mică, mai sunt după următorul cap, în nord, uitându-ne, încă câteva plaje mai mici, dar totuși să nu uităm, Biala în limba bulgară înseamnă albă. Denumirea orașului vine de la stâncile care sunt albe. Nu știu dacă s-a văzut destul de bine, dar O să iau un cadru cu drona, da. Să arăt. Da, și să pun acum pe filmare. Locuitorii? Da. Încă o să filmez. Localnici, da. Localnici. Da. Uite cum stau acolo. Localnici au venit la masa de prânz. De e prezentată scena cu scoaterea iconii. Scoaterea iconii se face pe sărbători mari și de fapt este sărbătoarea care are legătură cu biserica, cu numele bisericii. Mai filmează un pic asta, te rog.
E interesant că acolo arată și armata, soldații care bea din vin, fac degustare, cum am făcut noi. Oaiele înseamnă că au avut destul de multe și animale. Vedem și amforele. Și pitosii, da, pitos. Sau vasele mari. Pitos, amfora este un e din apă, vas, da, da, și care este în apă și cu două coarne, așa? Nu, cum se spune, din două lucruri de ținut, două ținuturi din asta. Mânere. Mânere, asta era, mersi mult. Cu două mânere și amforele, depindând de pentru ce sunt respectiv cu fundul plat sau cu fundul ascuțit. Uh-huh. Da. Asta e, aici este baptiseria. Baptiseria. Baptiseria, uh-huh. Da. Uite acolo jos. Da. În multe orașe, în multe cetăți, o să vedeți așa mici piscine, chiar da. Oamenii care nu știu zic, ce mică piscină, e de bebeluș, nu zic, e de botezat. E loc de botezat. Urcăm în zona la nivelul 2. Acest nivel arată casa, reprezintă, nu arată, reprezintă casa părintelui sau persoanei care era părintele, ar trebui să fie, și baptiseria, a doua. Vedeți? E mult mai... Mai mare. Mult mai mare. Deci, dacă e a doua, e mult mai mare, înseamnă că orașelul, fiindcă totuși, da, a început să se mărească. Uh-huh. Deci, aia mică nu mai era... Suficientă. Suficientă, da. Suficientă. Pentru dezvoltarea respectivului regiune. Concluzii, bineînțeles, în afară de clădirile, se fac și după artefactele găsite în mare. Mm-hmm. Monede, sculpturi mici de templu. Asta e, m-ați întrebat adineori dacă o să vedeți, asta e cuptorul. Cuptorul, da. Cuptorul pentru vase. Mm-hmm. Vedeți dimensiunile cuptorului. E mare. N-ai cum să copți un vas dacă este un vas așa de mare. Într-un da. Cuptor mic, n-ai cum. N-ai, da, n-ai cum. Acoperișul acesta de sticlă, într-un fel, e bine pentru... pentru conservarea ei, dar da. În alt fel nu prea este bine că nu se vede așa cum trebuie. De fapt, dacă sunteți un pic mai atenți, un lucru care eram să-l scap și eu să vi-l arăt, vedeți, sunt două niveluri. E un strat mai jos, da, cu pietrele acestea și pe urmă este un alt strat, sus. Uh-huh. Asta înseamnă că a fost folosită în diferite etape. A fost... Ești ok? A fost construită, deci întâi prima a fost, foarte mică a venit, au construit a doua și pe urmă, ani după aceea, se presupune că s-ar putea să fie un secol chiar, după aceea este construită pe deasupra acestei vechi baptiserie, din nou, pe același loc. Cum ar fi upgrade? Ok. Da? Să zicem. Locurile care fac parte din casa patriarhală, acesta în spate, casa patriarhală sau casa părintelui. Nu? Casa părintelui. Da. Da. Pe aici? Aici coborăm în jos. Coborăm. Coborăm. Să vedem până unde ne dă voie, fiindcă deja știți, am spus că sunt
Continuă să se lucreze, mai ales vara, și câteodată sau nu ne dă voie sau e foarte neplăcut de mers. Cu farul vechi. Uite-l, farul. Da. Uite-l acolo, lângă, da, lângă schela aceea. Lângă această schelă. Îndreptul schelei. De fapt, această schelă. E un radar, nu? E un radar. Toate capurile din Bulgaria. Uitați aici, încă o... Uite acolo. Ceva din asta descoperit. Care, din asta care, la fel, este același... pentru vase. Cuptor. Cuptor. Da. Numai că este mai bine păstrată partea de sus, vedeți? Mm-hmm. Partea de sus este mai bine păstrată, da, da. Și e un pic mai lată. Înseamnă că e de, pentru alte dimensiuni. Da. Peste tot unde vă învârtiți, da, vedeți câte, vase. Câte vase sunt aici. Da. Sunt foarte multe. Și eu fac o asociație cu Grădina Botanică al Reginei Mariei, care în Balcic, mm-hmm, care am văzut-o deja cu voi, da. Și țineți minte în grădina lui Allah sau da, așa. Grădina Divina, cum se îi spun românii. Cu multe flori, grădina aceea, era multe flori. Cu multe flori, da. Și erau niște vase. Multe vase, da, erau. Ele sunt special aduse de către regina din Maroc. Și fac o paranteză să vă spun ultima dată când a fost să am... restaurarea lor, fiindcă da, unele din apa din asta sunt un pic crăpate, trebuie să fie cum trebuie. Au decis după restaurare să pună niște capace din nu tenechea, ci din metal. Okay. Așa. Ați observat asta? Am zis că fac paranteze, știți de ce? Fiindcă am văzut că aici nu este această problemă. Și mi-am adus aminte. Bine, capacul e pus ca să nu mai intre nimic de-a lungul timpului. Nu nimic, să nu intre gunoi, hârtii și, da, și de înghețată, de bomboane și de okay, toate. Okay. Că unii oameni au considerat că acestea sunt pentru... Da, sunt făcute special pentru asta. Da, și okay, început să aibă. Au fost confundate. Da, da, au fost confundate. Aici... Bine, aici este împrejmuit. Cum spun francezii... Heureusement, sau slava Domnului, da, în română, nu avem probleme cu asta. Ancorele, care sunt așa, ce cu ele? La fața noastră, astea sunt ancore scoase din zona capului și din zona portului. Okay. De fapt, portul nu a existat acum. În anii acestea, portul este din perioada antică. Uh-huh. Oamenii care au trăit aici, de fapt, prea mult folosesc, de fapt. Oamenii care au trăit aici se hrăneau prin vânzarea vinului și vânzarea a culturilor de cereale, diferite cereale. Poate ați observat, dacă nu pe urmă, o să vedeți, noi ne aflăm în partea totuși de zona unde este mult pământ și poate fi lucrat acest uh-huh, pământ. Uh-huh. Cu legătură și, la mare, ceea ce e foarte vital. Și aceste cereale și acest vin veneau comercianți și îl schimbau pentru, da, altă, pentru altceva. Farul. Farul care e chiar aici. Farul care este chiar aici. Farul mai degrabă este mai mult, mai nu este far antic, e clar, e considerat contemporan. Și vezi că este ceva deschis, ceea ce este foarte, foarte rar. Că înseamnă să... Înseamnă că puteți să... Putem să intrăm. Încercați să intrați, da. Ia să intru.
nu știu, n-am avut... Nu că au demolat. Mhm.